deșteptarea. Cred că nu mai e nicio surpriză pentru nimeni. Facturile la curent electric din ultima lună au venit mult mai mari decât eram obișnuiți, adică sunt scumpiri și cu 50 și cu 70%, dar, atenție, scumpirile continuă și nu numai la curent electric, ne așteptăm și la gaze să se întâmple cu acest lucru. Și mâine, apoi mine vine frigul și vom porni cu toții centralele, da, și... Exact, acum la gaze nu este înspăimântător că e vară, dar pe măsură ce vine toamna, lucrurile se complică. Site-ul economica.net publică aseară o informație care spune că gazele se vor scumpi la cei doi mari furnizori din România cu până la 67%. De asta l-am invitat pe redactorul șef al publicației economica.net, pe Mihai Nicuț, să ni se alăture. Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața vouă și ascultătorilor voștri! 67% e foarte mult, nu acum vara, dar cine avea centrală și primea o factură, știu eu, de nici nu mai îndrăznesc. Sunt oameni care aveau facturi de 800 de lei la gaz, la încălzire. Asta înseamnă că vor plăti 1200 de lei? 1200-1300 de lei pe acest plan tarifar. Sunt foarte multe planuri tarifare, sunt foarte mulți furnizori, e greu să faci o medie, însă am calculat pe baza celui mai bun preț oferit anul trecut în piața concurențială după liberalizare, da? Acel preț era undeva la uscutot cu toate tarifele și taxele incluse, era undeva la 150 de lei. Anul în care a fost practicat acest preț se termină, da? Acum suntem în august 2021 și trebuie să încheiem un nou contract pe un an de zile. E bine, acel preț de 150 de lei a devenit 211 lei doar pentru următoarele 3 luni, pentru că furnizorul ne face un discount, și după acele 3 luni este 251 de lei. Face și dumneavoastră diferența. Atenție, deci contractele, mulți dintre noi, da, au aceste contracte care sunt în piața liberă și care acum se cam împlinesc în vara asta. Tu, da, poți opta, că noi am avut posibilitatea să optăm între diverse companii. Nu găsești mai ieftin decât bănuții ăștia? Sau se poate găsi și mai ieftin, și tocmai de asta sfătuiesc oamenii să consulte comparatorul la NRE, acolo comparatorul oferte gaze naturale, dar nu se poate găsi cu mult mai ieftin. Și asta pentru că avem niște cauze absolut, unele, majoritatea externe, care țin de această factură a noastră mai mare, care nu va fi numai a noastră, va fi a întregii Europei, și anume, din motive de cerere în creștere, de repornire de economii, din cauza efectului de bază a unui an foarte bun în trecut, din punct de vedere al temperaturilor, să zicem, asistăm la o situație foarte interesantă în piața de gaz europeană. Prețul a crescut de 4 ori într-un an de zile, da? Deci dacă anul trecut pe bursa de gaze de la Viena, unde este referință și pentru prețul românesc, atenție, că chiar dacă avem gaze, nu înseamnă că prețul gazului la noi este mult mai mic decât prețul gazului rusesc, pentru că este o piață. Deci revin. Anul trecut, în august, se tranzacționa gaz pentru ultimul trimestru al anului, deci cel cu iarna, undeva la 10 euro pe megawatt. Acum este undeva la 45 de euro pe megawatt, da? Aceasta este una. În plus, avem importuri în creștere, pentru că producția noastră autohtonă scade. Importuri în care au ajuns chiar la 25% din consum, în mod tradițional erau cam 10%. Și atenție, n-a venit iarna. Deci sunt niște cauze intrinseci pentru care se scumpește gazul. Iar la energie electrică, unde avem iarăși parte de astfel de scumpiri, trebuie să țineți minte că de la începutul anului și până în iulie, energia electrică s-a scumpit cu 26% și gazul cu 20%. Iar la energie electrică plătim acel preț al decarbonării, pentru că Europa vrea să devină verde, acel cost al certificatelor de carbon care s-a triplat în 2 ani și jumătate, care este inclus în factura producătorilor din fosil, mai ales din cărbune. Cum cererea de energie a crescut foarte mult în Europa, au fost pornite inclusiv centrale mai vechi pe gaz și în special pe cărbune, care înglobează acest cost al certificatului de carbon. Iar noi... Și toți producătorii se aliniază la acest preț marginal. De aceea, noi în România avem mult
curent produs din cărbune? Că așa... Nu, noi în România nu mai avem atât de mult curent produs din cărbune. S-au închis minele de huilă și centralele pe huilă din Valea Jiului, din păcate, sau, mă rog, din fericire, ar spune unii. Mai funcționăm doar cu unele grupuri la complexul energetic Oltenia. Da? Deci undeva sub, aș estima că sub 20% din consumul național, numai că problema noastră este că s-au tot închis și nu s-a pus nimic în loc. Și chiar dacă din fosil, din gaz sau din regenerabil. Și apare o presiune din aceasta pe cerere, da? Pentru că consumul a crescut cu 8% în acest an, din cauza eliminării restricțiilor lor activității economice, dar nu sunt, din potrivă, avem capacități care ies de generare de energie electrică, care ies, nici de cum care intre ca să suplinească această cerere, da? Deci cum a fost nevoie de curent și el s-a scumpit masiv în toată Europa, s-a mers și pe centrale pe cărbune, iar acestea dau prețul marginal al sistemului. Adică să nu vă imaginați că dacă hidroelectrica, care este cel mai mare producător, dar și cel mai ieftin, da? O costă 110 lei să facă megavatul. Tot cu 400 îl va vinde în piață, pentru că acela este prețul dictat de complexul energetic Oltenia, să zicem. Și aici, statul nu are niște pârghii, că asta va aștepta toată lumea. Întrebarea pe care și-o pune multă lume, zice, domnule, ce face guvernul? Da, marja de acțiune este cumva limitată. Ei s-au întâlnit cu la nivel de guvern, Transelectrica, ANR, săptămâna trecută. Mesajul a fost că se mai întâlnesc o dată săptămâna asta. La energie electrică ni s-a zis, duceți-vă la hidroelectrica, că e producătorul nostru național. Pot să vă spun că durează mulți ani, multe luni de zile ca să devii client hidroelectrica, pentru că ei sunt producători. Nu au toate sistemele puse la punct pentru furnizare. Asta este una, dar da, este un îndemn, este un preț bun, foarte bun. Și la gaze nu ni s-a spus decât că se analizează posibilitatea de a se suporta, cel puțin asta am înțeles printre rânduri, că de a se suporta o parte din factura de energie electrică pentru toată populația, de gaze pentru toată populația, mă scuzați, asta în paralel cu acel mecanism de subvenționare a consumatorului vulnerabil din România, care nu sunt deloc puțini. Deci, sunt două pârghii pe care care se întrevăd momentan. Unu, să fie ajutate familiile, ori cu venituri mici, ori în stare, haideți să spunem, de dependență cumva, fie bătrâni, fie bolnavi, și nu sunt, repet, nu sunt deloc puțini, și a doua, să fim ajutați cumva printr-un astfel de mecanism, cam toată populația să fie plătită o parte din factură, din ce am înțeles eu, dar nu știu care vor fi mecanismele legale pentru a se putea face asta. Uitați, de exemplu, Spania a rezolvat-o, care se confruntă și ea cu o creștere asemănătoare, a rezolvat-o. De exemplu, facturile de utilități nu mai au TVA. Da, deci statul spaniol a renunțat să mai perceapă TVA pe factura noastră de energie electrică. Ceea ce și în România, evident, se poate face, este mult mai ușor, dar nu trebuie să uităm că avem și un deficit bugetar și statul trebuie să-și încaseze banii. Mihai Micuț este redactorul șef al publicației economica.net. Mulțumim tare mult! Aveți detalii acolo, cel puțin despre gaz apărute asnoapte. Este informație exclusivă economica.net. Clienții casnici vor plăti cu 67% mai mult. Eu m-am dus cu factura la furnizorul meu de gaze. Ce? Să renegociez contractul, da, să trec pe piața liberă. Vara asta. Și mi-au spus că, ok, putem colabora în continuare, dar n-am nicio șansă să-mi ofere un plan tarifar mai bun, să spun așa, și că factura va crește cam cu 20%, 20-25%, orice ar face ei, orice promoție mi-ar face și așa mai departe. Deci cam asta se întâmplă. Acum pe calculatorul al ANR-ului, pe comparator, nu pe calculator, e foarte greu să umbli pe comparatorul ANR. Da. Foarte, foarte greu. Și soluția este tot la noi, se pare, nu? Da, stingi un bec, mai te încălzești mai puțin. Nu știu, schimb televizorul dacă îți consumă prea mult, dacă ai cu ce să-l schimbi, dacă îți permiți să-ți iei un AAA plus în loc de clasa B. Schimb frigiderul, schimb mașina de spălat. Schimb... După aia nu mai ai bani să plătești factura. Da, o să fie o iarnă dificil. Deșteptarea